primarul Lucian Micu a mediat marți 26 martie o întrevedere între conducerea operatorului județean de apă și canalizare și conducerile celor 83 de asociații de proprietari și locatari din Roman. Directorul Vlad Angheluț a venit însoțit de o parte din staful tehnic și comercial al companiei pentru a răspunde punctual problemelor ridicate. Edilul șef a subliniat necesitatea celui mai eficient mijloc de relaționare între operatorul de apă și canalizare și reprezentanții asociațiilor de proprietari. Vlad Angheluț a făcut un scurt istoric al companiei județene, apărută în 2009 ca o nevoie de accesare a fondurilor europene necesare dezvoltării rețelelor de apă și canalizare din majoritatea unităților administrativ-teritoriale. Sunt surprins de numărul mare de oameni care se află astăzi în această sală și pare bine că am reușit împreună cu colegii mei să ne mobilizăm astăzi să avem această întâlnire. Din partea companiei județene APA Serv, sunt eu, Vlad Angheluț, director general, vreau să vă prezint și echipa care o am lângă mine astăzi, că este importantă, cel cu șeful de zonă operațională, domnul Bogdan Burcudel, care este un om de al locului Romașcan, doamna Solomon pe partea de compartiment juridic, doamna Radu pe partea de compartiment comercial, doamna Radu pe partea de relații clienți și reprezentantul zonal, pe care de asemenea îl cunoașteți cu siguranță, interacționați des. Compania județeană APA Serv, ca operator regional, există în primul și primul rând datorită unui acord de voință a tuturor localităților din județ. Lucrul acesta s-a întâmplat odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană și obligațiile pe care România și le-a asumat atunci când am aderat. Există două reglementări foarte importante în Comunitatea Europeană, se numesc directivele de apă și apă uzată. Sunt două acte normative foarte scump de implementat și intenția tuturor în acest demers de a le implementa este de a asigura, în primul și primul rând, accesul tuturor locuitorilor României la apă și la canalizare. Rând pe rând, președinții asociațiilor de proprietari au ridicat în fața staffului companiei APA Serv problemele concrete pe care le au în relațiile cu operatorul de apă și salubritate și problemele ce țin de infrastructura companiei extrem de uzată, care necesită modernizări. Avem două probleme pe care nu am reușit să le rezolvăm cu compania dumneavoastră APA Serv. Una este canalizarea de pe Mihai Eminescu, unde întâmplăm dificultăți, în special cu blocul 8, scara B. Mizeria deversându-se la subsolul blocului, astfel scăzând rezistența blocului și fiind un focar de infecție. În acest sens, din 2015, mă lupt cu adrese, reveniri la adrese și nu se face decât să se schimbe data și anul. Și răspunsul este același. Se va pune în discuție și funcție de buget. Și a doua problemă este cu hidrantul de la blocul 46 Bulevardul Republicii, unde erau conectate niște societăți. Împreună cu echipa locală s-au debranșat societățile, după care o lună a fost ok, a apărut zero pe factură. Prima dată a apărut după aia 2 metri și după 192 de metri. În ideea că nimeni nu era conectat pe hidrant. În acest sens, compania APA Serv s-a acționat în judecată și așteptăm să se rezolve pe cale legală. Am o problemă în care eu nu vreau să-mi face sub nicio formă. Este a doua oară sau a treia oară, dacă rețin bine. Am făcut adresă la APA Serv, care răspunde de asemenea lucrări. Ce se întâmplă? Blocul este dat în folosință în 79, dacă rețin bine, și vreo 2 ani s-a construit. De atunci nu trebuie să umblat nici prin cămine, nici la branșamente, nici la nimic, decât atunci când s-a întâmplat o avarie sau părească Dumnezeu. Și am făcut ultima adresă acum, a doua, a treia, n-are importanță. Ce aș vrea, și nu este imposibil, dacă avem o avarie la o scară care face parte dintr-un număr de 3 scări pe același branșament, trebuie oprită apa la toată lumea. Este un lucru care nu este admis și este de 30 de ani mai fi acolo.
Și deci mă refer la ultima adresă care am făcut-o. Robinețea aia, banile de separație, de închidere, cum să le spun, se învăr până mâine noapte. Și nu închide, nici nu deschide. Problemele sunt foarte mari. Este adevărat. Nu am făcut adresa la dumneavoastră. Avem locuri care deja probabil vor trece cu bulină, pentru că toată canalizarea exterioară se revarsă în subsolurile blocurilor. Subsoluri la care sunt la noi pe acumpa, recunoscute cu boxe particulare. Canalizările sunt foarte lăsate. Deci, cel puțin de la dispecerat se știe, probleme sunt destule, dar am vrea să știm și noi. Ce măsuri luați dumneavoastră pentru aceste canalizări? De ce a suspendat dispeceratul din România? De ce nu răspundeți la invitațiile pe la care ne-am invitat pentru ședințele asociației de proprietari? Aici dau vina prima dată pe șeful asociației, pentru că el are responsabilitatea să asigure continuitatea relației cu toate asociațiile de proprietari. Al treilea, domn director, zona asta din Tudor, am 12 ani de când muncesc, asociația asta, 22, multe cazuri ne-ați mai făcut. Ne-am făcut multe cazuri cu canalizările exterioare. Dumneavoastră, știți câte subsoluri se inundă? Câte apartamente? Nu am munchi, nu am duminică, nu am eu, mă cheamă, gata, adu om, că s-a refuzat. Vine, strimiteți ăștia de la dispecerat câte o sârmă, introduce o sârmă un pic, dă un pic din gură, după ce-o plecat, s-o înfundat de-aia. Dumneavoastră, vă dați seama câte telefoane am dat eu la dispecerat ăsta, la Piatra. Mila română, este imaginea că mai nu răspund, da. Directorul general al companiei, Vlad Angheluță, a subliniat faptul că lipsa de lichidități a companiei este cauzată de faptul că toate cofinanțările realizate la programul operațional de modernizare a rețelelor de apă din județ, finanțat din fonduri europene, a fost în totalitate suportat de companie, subliniind că numai la Roman au fost absorbite 16,7 milioane de euro pentru modernizarea acestor rețele. Problema cea mai importantă ridicată de președinții asociațiilor de proprietari a fost cea legată de necesitatea reînființării dispeceratului de la Roman. Problema ține însă de investiții în logistică, dar și de un necesar de personal. Vlad Angheluț a subliniat faptul că este deschis solicitărilor de contorizare individuală a apei cu o condiție esențială, aceea de a exista aprobarea tuturor proprietarilor de pe o scară. Directorul general al APASERV a spus că la Roman rețeaua de aducțiune a apei are nevoie de investiții majore care nu pot fi asigurate decât prin accesarea de fonduri europene. Primarul Lucian Micu a solicitat reprezentanților APASERV investiții în sectorizarea apei, primind promisiunea că se vor face treptat acestea, compania aflându-se în prim proces de inventariere a branșamentelor din căminele de aducțiune a apei potabile din întreg județul. Conducerea companiei a subliniat că a reușit să închidă programul operațional mediu de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, a cărei valoare este de peste 80 de milioane de euro.